Anton Duma face cinste României în orice colț al lumii ar merge. Povestea băcăuanului de 44 de ani este la dreptul fascinantă. Acesta călătorește prin lume cu bicicleta, călătoriile în sine reprezentând visul ce l-a avut încă din fragedă copilărie de la numai 4 ani. Pentru mine bicicleta este o poveste de la 4 ani. La 4 ani visam să fac ceea ce fac acum. Numai că de-a lungul anilor am fost luat de diverse valuri. Tu te muncești, fă bani, încadrează-te, însoară-te, fă, cam toată lumea. Dar după aia mi-am dat seama că de fapt astea erau valurile instinctuale a comunităților. Era o pasiune, un copil care vrea să vadă lumea pe bicicletă. Asta doar așa. Dar după mulți ani mi-am dat seama că ceea ce făceam nu eram eu, nu mă simțeam întreg. Făceam așa, cum face toată lumea. Până a venit un timp când am tras așa o linie și am zis, băi, ce-i cu mine? Care-i misiunea, motivația? Pentru ceva anume a trebuit să vin pe pământ aici. Trebuie să fac ceva. A fost atunci conexiunea cu copilul din noi. Eu spun copilul din mine pentru că am o grămadă de povești legate de asta. Foarte multe. Și copilul din mine, de fapt, vrea să pedaleze, vrea să călătorească. Și am zis, ok, hai. Hai să plecăm. Și am făcut așa un pact, i-am dat voie să se manifeste. A fost un vis pe care l-am așezat pe palmă, am suflat pe el și am dat viață. Primul traseu parcurs de către Anton Duma a fost din Ungaria până în Bacău, apoi în Italia muncind pentru a putea câștiga suma necesară cumpărării unei biciclete de cursă. Prima mare expediție în care Anton Duma s-a aventurat a avut loc în 2009, an în care acesta a făcut turul Europei pe două roți. M-am întors în Italia, am mai lucrat un pic, am mai stat, am lucrat 4 luni tot la un italian în Monte Carlo, cu banii adunați am plecat în prima expediție în Europa noastră, era în 2008. Nu a fost lungă, vreo 6700 de kilometri. Vreau eu să ajung la Turnul Eiffel, că visasem eu, adică văzusem eu la teleenciclopedia când eram copil treaba cu Turnul Eiffel și eu acolo vreau să ajung și odată. Și acum era o motivație, vreau să ajung acolo. Dar eu am ajuns, a fost foarte frumos. Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit acolo, pentru că nu călătoria contează dintr-un punct în altul, ci ce trăiești pe traseul ăsta. Am venit acasă în ideea de a face un proiect, de a găsi sponsor, că auzisem și eu că, băi, dacă faci un proiect, te duci la sponsori, oamenii te vor susține financiar și călătorești mult mai ușor. Zic, da, așa simplu? Păi n-a fost așa simplu pentru că nu s-au alocat bani niciodată, n-am găsit. Și marea spargere, marea plecare a fost în 2009, când am zis, băi, plec pe ceva mai mare, pe o distanță mai mare. Dar nu știam, în minte aveam mai așa conturat un tur al Europei, un ocol al Europei. Era ceva în ceață, pentru că lipseau banii. Cu ce? Păi, am 50 de euro în buzunar, m-am împrumutat de 150 de euro de la un verișor și am spus, băi, ăștia-s banii, cu ăștia plec, până unde ajung nu știu. Și spre norocul meu a ieșit foarte bine. Bine. Am făcut sudul Europei, am făcut centrul țării, m-am reîntors iarăși în țară. Turul României este un alt mare proiect ce poartă denumirea Pedalez pentru Betania, proiect ce are la bază dorința de a ajuta la strângerea a 5.000 de euro bani ce vor merge la centru de integrare a tinerilor aflați în situații de risc. Am zis că aș pedala 5.000 de kilometri prin România, în ideea ca să ajut, să căutăm o cauză. Cauze sunt multe acolo. Dar asta ni s-a părut mai ok, mai bun. Adică e vorba de un start în viață pentru niște... Da. Am făcut proiectul, între timp s-a găsit și un sponsor pe acolo, de fapt doi. Și treaba merge, adică treaba merge bine. Una dintre cele mai frumoase experiențe pe care Anton Duma le-a avut în timpul călătoriei sale a fost chiar în România, la Coloana Infinitului din Târgu Jiu. Retrăind parcă întreaga expediție, acesta a citit din jurnalul propriu câteva cuvinte, gânduri ce au redat unicitatea și continuitatea momentului respectiv, chiar dacă de la acel moment a trecut destul de mult timp. Maestre, am venit să-ți văd opera, să mă încarc din acest loc.
Sunt acasă, maestre. Te simt prezent aici în acest moment. Așa cum tu spui că ai căutat doar zborul către infinit, așa și eu caut același zbor. Acum, aici, simt totul. O comunicare cu întregul. Am emoții, îmi tremură pixul din mână. Te salut, maestre. Marele vis al călătorului Anton Duma este acela de a face înconjurul lumii într-o bună zi cu bicicleta și pentru că este vorba despre curaj și puterea de a transforma un vis în realitate, mesajul acestuia pentru tinerii de astăzi este acela de a consulta întotdeauna copilul ce în fiecare secundă există în interior, pentru că acesta întotdeauna va ști să aducă sufletul din nou pe drumul propriei călătorii. La fiecare, nu știu, să-și urmeze visul. Dacă are un vis, să-și-l urmeze. Să lase, să pătrundă mai mult în interiorul lui și să se consulte cu copilul din el, să afle pentru ce trăiește, ce vrea să facă în viață.